Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă, bine v-am regăsit la The Closing Shift. Mi-a recomandat un abonat această joacă, pare horror, ceva cu o grafică de asta mai nebună, very positive, pe 19 martie 2022. Puteți să lăsați și voi în secțiunea de comentarii sugestii cu alte jocuri horror pe care vreți să le vedeți pe canal. Nu știu care e faza cu jocul ăsta. Lucrăm la o teșghea ceva, suntem într-un magazin, avem clienți și da. Oh, nu! Voi întârzia la muncă. Hai, mamă! A plecat senzivitatea. Mau sensitivity, holy, de ești tu brightness-ul ca lumea? Vreau să fie brightness din belșug. Am inventar, shift, run, crouch. De ce ar fi nevoie să fug totuși? Mamă, ia fi atent ce nu merge să mor pe scară? Da, nu cred că să-mi placă jocul, sincer. Ok, ăsta e apartamentul nostru. Deci locuim undeva prin Asia, cred. Cred că doar acolo mai vezi apartamentele astea. Hai că poate veni și la noi, dar sunt foarte mici apartamentele. Adică, uite, deci tu ai o sufragerie și după aia, bum, bucătăria care... Vai, vai, nu vreau să văd baia. Wait, nu poți să ieși din apartament, ia. Mă îmbrac, iau chiloței mei favoriți cu Spider-Man. Ce se întâmplă? Pe scară, nu? Leave the apartment. Ah, putea, era opțiune... What, am scris un dialog box, gen că îmi zice să aștept. Bun. Da, deci plecăm la muncă noapte, gen. Probabil de-aia e closing shift. Am înțeles. Ce poate să fie horror la jocul ăsta, nu știu, pentru că, să fiu sincer cu voi, mă știți că nu mă sperii de pixel pe ecran. Adică, na, dar vă plac vouă jocurile acestea, deci... Am scris un pistol. Telefonul cuiva. E al tău telefonul? E al meu acum? Ok. Era un clip pe recent cu cineva în Japonia, e un streamer care a găsit un telefon pe jos, s-a dus la poliție din zona respectivă, era prin Tokyo, cred, și persoana care a pierdut telefonul era la poliție acolo. Și i-a dat la telefonul la polițist și polițistul i-a dat telefonul ăla fix așa, pe viu. Iau bicicleta? Dar de ce merg cu telefonul în mână? Aia e chestia. Pune-l în buzunar, e al meu acum. Băi, am telefonul și merg și cu mâinile, fii atent. Cred că, zic, caracterul nostru are niște puteri de-astea telekinetice și gen plutește telefonul cu mintea și după aia mă mișc cu mâinile. Dar are... Mamă, joacă smartul ăsta, motor cred că de 40 benzină, 500 de căluți, cum urc în mașină. Deci eu chiar nu am văzut că aici e un om. Adică uite și tu, nici nu se vede în dreapta jos acolo. Dacă te miști puțin nu-ți dai seama. E un om care se învârte. Ce are, bă? Eu nu ți-ai... Scuză-mă. Hello, Pachanga. Îți cauți ceva? Ți-am găsit telefonul. Dă-mi-l el meu! Ok. Îmi dai și mie 5 lei, gen că ți-am găsit telefonul? Nu? Ok, hai că te calc cu mașina atunci. Cum ar fi? This is my car, da? Da, da, hai la muncă. Puțin ciudățel jocul că nu, bă, nu ți arată pe aici, pe aici, pe aici și e foarte întunecat. Mă rog. Am venit cu Golanul la muncă. Lucrăm la Lidl, aparent. Cafereria lui Rafael, ok. Open. Close. Și nu închid ușa după mine. A, e închis, bă, nu e deschis. Da, 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 arată bine, arată bine. E curat, e tot ce trebuie. Ce naiba e asta? Vreți să vă iau ceva de mâncare? Un hot dog sau un sandwich? Nu? Ok. La vișeu. Eu v-am zis că ăștia în Asia au niște WC-uri cu butoane pe ele, cu... Wow, vezi că arată bine baia asta de la magazin. Chiuveta e afară, ok. De fapt bine, că e întotdeauna chiuveta afară, numai că n-am mai văzut în viața mea o singură chiuvetă. De fapt, wait, acum ai realizat că sunt două chiuvete? Eu nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă. Hai să intrăm pe aici. Și la job moment, put away my stuff and talk to senpai. Senpai. Ia mă, unde e senpaiul? Mamă, ce cap aici nebun. Dai să vezi, ia. Dai așa că trebuie să-mi arunc hainele la gunoi. Trash item. Put away my stuff. Scuze că am întârziat.
Funahashi Senpai, ai grijă, data viitoare o să-i spun managerului. Bă, stai un snitch. Mă părăște la manager că am întârziat. Îmi pare foarte rău. Bine, ei în Asia au o, cred că de asta, super strictă. Țin minte și la trenuri, și la metrou, că n-are voie, bă, nici un minut să întârzie. Își cere aia, scuze, nu știu ce se întâmplă. În fine. Meanwhile, CFN în România, I'll be careful. Așa. Să fi doar grijuliu, nu ajunge. O, ești nebun, bag demisia. Spune-mi că nu vei întârzia. Înțelegi? Da, 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 domnule, nu voi mai întârzia niciodată. De asemenea, ai greșit niște comenzi, așa? Dacă ai probleme cu comenzile, există videoclipuri, tutoriale, să căiți. Da, dar mă voi uita. Încă o chestie. Lasă-ți telefonul în... Mamă, n-ai voie să stai pe telefon la muncă. Hopa! Fii atent unde-ți lași telefonia. Wow. Unde lași telefonul? Că nu înțeleg. Deci, here we go, guys. Avem niște rețete de-astea. Food tutorial, hot drink tutorial. Aoleu, mi-a dat pe casetă de-asta, omul meu. Omul meu mi-a dat pe casetă. Bă, nu văd nimic, cred că glumești. What? What, a fost cineva aici? Man, vorbește urât. Nu înțeleg absolut nimic din tutorialul ăsta. Îmi arată seama niște... Da. A plecat ăla. A, ăla cred că a lăsat ușa deschisă. Am vorbit cu senpai, dar nu știu unde îmi pun eu itemele. Aia e problema. A, gata, mă. Avem car key și telefonul. Gata. Cine nu e gata, le iau cu lopata. Hey, avem un client. Acu e Dubai. Oh, Ionuț. Salut, salut. Ia uite cum merge așa. Merge într-o parte. ok. Ia zic cu ce te servesc. Did you say Chila's Coffee? I've never been to one of these fancy places. N-am mai fost pe aici niciodată. Nu mă simt prea bine, adică e așa ciudat. Deci ceva în regulă cu locul ăsta. Fica mea e mare fană acestui loc, dar eu aici totuși, da. I leave the drinks to you. I'd like to get two of them. Vrea două băuturi, să aleg eu ce vreau. Vrei un latte și o cafea? Da. It's really uncomfortable here. Nu-i place aici. However, how can you charge such a price for something like this? Păi nu fac eu, bă, prețurile, eu abia sunt angajat aici. Nu știu ce e ala latte, că nu prea beau, dar cred că e o cafea. Și... milk de ăsta așa, nu stai. Aha. Aaa, trebuia lapte normal, mom. Ok. Pune-n asta, pune-o jos. Dă un capac. De ce poți să iau ăla de un miliard de ori? Eu nu înțeleg. Latte. Poftim. Ești fericit? Hai, vrei să te conduc? I need to serve customers. Ce mers are omul meu. Vezi care mașină are, dubă ce are. E volanul pe... Da, vezi. A plecat instant. Nici ne-a întors mașina, a plecat instant cu ea, da, la tu. What? Hopa. Mamă, cum vin ăștia, ești nebun? Wow. Și ăsta trebuie să le arunc la gunoi și durează o eternitate. Nu-mi dau seama ce e horror la jocul ăsta, bună iubita. Ai auzit veștile? Am auzit cazuri de stalkeri. Mă... Dă-și-te de te urmăresc. Este înfricoșător, o femeie ca și mine, vezi, trebuie să am grijă. Se holbează băieții la mine, ai și tu grijă. Nu te ai de ce să te îngrijorezi. A dark mocha chip și la puccino. Dark mocha mocha. Dark mocha. Ferească-mă, sfântul. Trebuie să ne ducem aici să analizăm. Ce zice? A, trebuie să luăm prima oară comanda. Hot cup coffee, cold cup. Ok.
Cred că aici am greșit eu, că am luat aia greșită. Deci, punem asta aici. Venim așa. Nu vă uitați la mine în inventar, vă rog. Punem asta aici. Luăm gheață. Pune gheață. Hands full. Normal că hands full, că uite câte am la mine. Am 15 de alea de gheață. Gen, what? De ce există așa ceva? Am tot inventarul. Tot ce poți să ai în joc, eu am în inventar. Ok, am blenduit gheață. Iau gheața, o pun în pahar. Mă duc, citez rețeta. Avem așa. Cafea, lapte, chocolate sauce. Deci, ne ducem. Și luăm. Cafea, cred. Lapte. Chocolate sauce. Cocoa powder. Hâzjonule, stai. Eu știu unde era biletul. A? A? E bine? Cum nu e bine? Ia asta și lasă-mă în pace. Cum nu e... În sfârșit, trebuie să-i pun și capacul. M-a spart de cap. Ok. Deci sunt o groază de rețete aici, dar începem să învățăm jocul ăsta. Avem tutoriale. Gata cu tutorialele. În spate aici nu știu care-i faza. Mamă, cum se vin, bă? Iar merg ăștia așa? Dar latul. De asemenea, aveți și voi link în descriere către G Fuel, codul RAV 12% reducere. Am mega potion astăzi. A matcha cake, please. Stop, nu mă mai împinge. Caramel, mocha, matcha, cilapuccino. Nu pot să-ți termin băutura. Hai să o împărțim, omule. One pumpkin cake. Cred că voi mânca și eu ceva. Mamă, am 15 comenzi deodată. Ce mai joc, bă, Barista Simulator? I don't have any money right now. N-am bani la mine, ai spus-o primul. Îți cumpăr eu, îți fac cinste. Da, dar doar spune-o, el are bani, nu. Orice în regulă. Vreau mocha, mâncare, nu. Doar băutura. Hai să luăm și mâncare. Waffle american. Mersi, ok, unde te uiți? Ai auzit zgomotul ăla? Ce zgomot? Eu n-am auzit niciun zgomot. Nici eu. Trebuie să fie imaginația ta. Apple pie. Asta este tot, da. Femeia a plecat. Deci, matcha cake, pumpkin cake, american waffle, apple pie, one matcha, așa, one salted caramel. Cred că aleg eu sau nu-mi dau seama. Cred că ai luat comenzile greșite. Baftă data viitoare. Aaa, trebuia să aleg eu comanda. What? Matcha. Iar aceeași chestie? Păi, matcha nu știu ce. Ah, nu, e asta. Blended ice milk matcha powder. Ok. Pune aia aici, ia asta și... A, așa, mă. Ok. American waffle. Pune aici, pune așa, fă așa. Nu. Un cake. Na. E bine? Salted caramel mocha. Bă, eu nu mai înțeleg cum se fac astea. Pur și simplu nu înțeleg. Încerc să fac și nu iese. Care era biletul ăla? Poftim, gata mă cu băieții, bă! Mă obosește jocul ăsta, ce? Care-i faza? Adică nu înțeleg. Bun. Simulator, bă! Hai să mai întâmplă ceva? I need to serve customers. Da! Asta este viața unei barista. Ia bă, că a mai venit careva aia. Hai, că măcar am învățat jocul ăsta după jumătate de an. Ia zi, brodere. Aici e comanda mea. Minunat. Un simulat. Bă, trebuia să curăț eu tot inventarul, mă. Mi se pare retardat rău de tot, gen. Cum e posibil să ai atâta chestii în inventar? Deci,
cafea plus steamed milk. Pentru că nu îmi pune porcăria asta. Bă, ia-o, pune-o. Efectiv nu a mers, mi-l pune în inventar. Cred că trebuie, nu s-o ții acolo, cred că trebuie ținut aici. My god, man. Ia! Hei! Sunt un investigator privat. Dacă e ceva suspicios, mă anunți. Au fost numeroase raporturi, oameni care au fost hărțuiți. Mă gândeam dacă ai văzut ceva în magazin. Sună-mă. Încearcă să închizi magazinul de vreme. Ok. Da, n-are cine să ne hărțuiască într-un joc horror. Corect? Bun, voiam să vă întreb o chestie. Jocul ăsta, în jocul acesta, poți să dezactivezi acest filtru, știi, și se vede grafic mult mai frumos. Însă întrebarea mea e, are sens sau nu să-l dezactivăm, știi? Adică oarecum îi strică farmecul, voi cum preferați, cu sau fără? Îl face așa mai low quality. A, ți-a păsat-o? Și în al doilea rând, suntem efectiv singuri într-un magazin. Ceea ce ciudat, de ce ai fi... Adică există magazine în viața reală așa? Unde efectiv ești singur, nu e absolut nimeni, nici muzică, nici nimeni, nimeni. E un pic ciudățel și lucrezi noaptea? What? Singur în magazin și ca fată și lucrezi noaptea. Băi, cine e bun? Vreau să știu și eu unde e mizeria aia, gen, în WC, unde? Mizerie pe aici, a scuipat pe jos, a sărit sânge. Hopa! Eu cred că a intrat ăla și ne-a oprit contoarul. Ha? Eu cred că Ha? E lapte pe jos. Burn? Da, e cineva aici, așa cred. Ce vrea, mă, breaker? Da, mi-ai pornit, ce-ai? Mă, vrea să adun laptele de pe jos. Adică, ce trebuie să faci? Trebuia să pui laptele la loc. Ok. Așa. Ne uităm la tavan. Hello. Ia. What? Ah, dormeam? Sau ce s-a întâmplat? Cred că dormeam, eu nu-mi dau seama, nu înțeleg. Iată, iar e verevița asta aici. Bun. Șpa, șpa. Ok, deci, sincer să fiu, mi-a luat cam 40 de minute să înțeleg cum se joacă jocul ăsta. Adică mi se pare mult prea mișto. Deci 40 de minute mi-a luat ca să înțeleg ce trebuie să fac. Amazing, amazing, amazing. Telefoanele nu mai sunt. Probabil o să-i vorba despre un stalker, dar nu-mi dau seama. Trebuie să sun de la poliție atunci. Și nici nu-mi dau seama în jocul ăsta, în fine. This is my car. Da, cum să nu. E ok jocul, dar o să fiu sincer cu voi. Dacă nu aș fi filmat pe YouTube, în viața vieților mele n-aș juca așa ceva. Put away my stuff and talk to senpai. Iar e senpai. Fie al naiba senpai că ar trebui să rămâi cu mine că se întâmplă lucruri paranormale. Adică, pe bune, bro, ești singur în clădire, niciodată n-aș lucra într-un job ca ăsta. Să fiu eu noaptea singur în magazin? Uite, bă, de aici. Ar trebui să fie plătiți super bine ăștia. Hei, serios?
Ai întârziat din nou, ai dormit prea mult? Îmi pare rău! Nu, 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 nu. Nu vreau să mai întârzi deloc și țipă la noi. E a doua oară. Mai puțin entuziasm ar ajuta, nu crezi? De ce nu-i cer mamei tale să se trezească? Da, nu cred că există mama noastră în jocul ăsta. Uite-l pe senpai, doar la basket, uite-l. Fii atent la senpai aici, fii atent. What? Senpai nu e în mașină. Eu cred că senpai a devenit una cu mașina, gen. Adică s-a dus la mașină și efectiv a intrat, dar nu în mașină, a intrat în... s-a contopit cu mașina, cum ar veni, mă înțelegi ce zic? Și apoi a plecat ușor. Ca să rău de tot. De ce uit eu unde e intrarea, e întrebarea? Că aici e. Iar vine ăla care se ascunde pe undeva. Pă, senpai nu-l stăcărește, doar pe noi ne stăcărește. Ok, hai să ne punem telefonul. Hai, care e situația așa acum? Primul. Uite-l pe ăsta. Mă, ce repede merge. O, mă nebună, ce cap ai. Aici e comanda mea. Ok, hai să mișcăm un pic mai repede cu comenzile astăzi, că e jale și sărind din ghețane. Avem o simplă cafea. 1, 2. Cred că doar atât, nu? Adică, just like that. Frumos, zici că are o mască cu o față atașată. Te mai pot ajuta cu ceva? Are mai mult. A, trebuie să iei toate. American Waffle, American Apple Pie. American Waffle, American Apple Pie. E de mâncare, credeam că e ceva de băut. Vreo super rețetă de-aia. A. Îți mulțumesc foarte mult, fată. Pari impresionat. No need to go. Nihongo Jozunmi. Aici e una din traducerile pe care nu le-am înțelege niciodată în viața noastră. Gen, ce vrea să zic asta cu Nihongo Jozumi? Dar practic, din ce știu eu, Nihongo Jozu, în japoneză, cred că așa se pronunță, Nihongo Jozu, e ceva gen dacă tu nu prea vorbești bine japoneză, iar eu vorbesc foarte bine, și cred că e un termen pe care îl spui, ca eu să știu că tu nu vorbești atât de bine și să folosesc cuvintele astea mai ușoare sau ceva în ideea asta, că nu știi atât de bine. Mamă, ce m-a speriat muzica asta. Că nu știa de bine limba, știi? Dar caracterul nostru zice, nu îmi da mie vrăgeala asta, că eu locuiesc aici de 15 ani. Ceva nu e în regulă cu locul acesta. Nu sunt din oraș. Ceva e legătură cu magazinul acesta. Poate din cauza acelui tip de acolo? A cui? Credeam că imaginația mea. Hopa! E cineva cu noi în magazin? What the f- What the flipping flip. Ok. Aia, să stea cu noi în magazin. Omul meu a deschis ușa când ușa era deschisă. Ok, hai repede, speedrun. Trrr. Milk, 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 milk și vanilla cappuccino. Cum adică milk? Păi ce e la supermarket ăsta? Vanilla cappuccino plus milk, milk. Sirop de vanilie, pudră de vanilie. Gheața o am deja făcută. Aici așa. Cold. Ăsta ia odată. Și acum omul meu efectiv vrea lapte într-un pahar. Adică el vrea să bea lapte. Ăsta chiar arăta un pic stalker. What? Wait. A rămas în magazin să bea, dar s-a dus fix în stânga unde nu-l putem vedea. E fix aici după peretele ăsta.
Oh my god. Ăla că e stacărul nostru. Că gen a cerut niște lapte gol. Țineți minte? Că i-am dat adineori, da? Lapte simplu. Și țineți minte că au căzut numai cutii de lapte când ăla a intrat? Nice. Ia uite-l pe Light Yagami, uite-l pe Kira din Death Note. Ia zi, brodere. Ești drăguț, poți să am numărul tău? A, sau el îmi zice mie. Vrei să comand ceva? Ești drăguț, să zicea, ok. Da, vreau să comand inima ta. Ok. Merg cu recomandarea ta. Cum te cheamă? Spune-mi cum te cheamă. Asta o fi stalker? Our limited time only double chocolates. Ok. Care e numărul tău de telefon? Arăt foarte bine, nu-i așa? Și eu m-aș bâlbui dacă aș vorbi cu mine. Zice că noi ne-am rușinat. Acum este șansa ta. Give him a order. Vei regreta asta, mă duc acasă. Ce are mă ăsta cap de mustață? Mustaș! A stat un pic pe gânduri. Asta e reacția mea. Deci el a vrut să se dea la noi neapărat, să îi dăm numărul de telefon. I-am zis că iau comandă dacă nu. Și a zis că o să regret asta. Okay. Take out the trash and bust the tables. Nici n-a închis ușa, nemernicu. Ce înseamnă bus tables? I mean... Mă, ce m-am speriat, am găsit cineva aici să-mi ba piciorul. Take out the trash. Cine a pus ăsta aici? What? Și de ce e din nou ușa deschisă? Dude, jocul ăsta e creepy rău de tot. Mă rog. O mișcare clasică. 3, 2, nu, stai. Holy! Ăla era stalkerul nostru. Oh my god. Ăla care a comandat laptele. Țineți minte că s-a dus aici ca să cumpere, mă rog, să consume ce a cumpărat. Și a lăsat pe masă poză cu noi când suntem la job. Oh, God. Poliție, moment. Adică ai putea să chem foarte ușor poliția, nu? Sau? Oricum sunt camere în magazin și ai văzut fața, dar avea glugă. Deci, abar n-am. I don't know. Mamă, ce baie mai ești asta. Habar n-am, boys, habar n-am. Hai să vedem totuși ce se întâmplă cu stalkerul ăsta. E ciudat, știi? Dar... Poate ne ajută cineva, polițaien. Habar n-am. Mamă, să-mi ba piciorul. Oh, my. Watch where you're going. Dude, cine merge așa repede? Instant, ești nebun. Jesus. Tinerii din ziua de azi. Vreau și să știu. Cum mergi cu 100 la oră pe jos, gen? What? Wow, ce m-am speriat. Ok. Nice. Sunetul te sperie, adică nu vizual. Pur și simplu îți intră sunetul și... Nici nu era jumpscare. Ia! Cum la ne urmărește, cum ne urcăm în mașină. Holy, fii atent că ne urmărește. Stalkerul. Sau o fi ăla de l-am refuzat. Și ne-am dat numărul. Mă rog. Hai că intrăm prin spate. Senpai nu mai e? Gata? Put away and talk to senpai. S-a teleportat senpai. Bă, stu-i cashmaker. Today is your first closing shift. Nu știu ce înseamnă asta. Primești de ăștia ciudați noaptea clienți? Uneori da, just brush it off if they come. Doar lasă-i în pace. S-ar putea să fie urmărită. Haha, vrei să cred că cineva e interesat de tine? Voi zbura și te voi ajuta dacă se întâmplă vreodată ceva. Ok, asta nu e o atitudine chiar bună. Adică dacă colega ta de muncă spune că e îngrijorată, că e urmărită, trebuie să fii cam idiot să dai un astfel de răspuns. Anyway. Avem niște fete.
Mă duc la baie, pot să comand nu știu ce, ok. Cinnamon roll, vrăjeală, mănânci atât de mult. Nu e de mirare că te îngrași. Plăti separat, împreună e în regulă. Chila Puccino, nu știu ce vor ăștia, ok. A zis că vreau un macchiato. Mama, mama, m-a spart, o să răcească. Nu, nu o să răcească. Aș fi fain, dar Mari nu va fi. Eu aș fi. Bine, dar ea nu. Ok, hai să trecem cine l-a comandat. Bun, avem așa. Caramel macchiato, strawberry churro. Strawberry churro. Care e strawberry churro asta? Și milk, matcha powder, whipped cream, glazed ice. Stai să vedem. Nu, stai. Așa. Gata, foarte bine. Coffee plus whipped cream. Boom. Boom, boom. Inventarul ăsta nu prea-mi place, dar mă rog. Lapte de ăsta. Ia, apare. Da, coffee plus steam milk. Și ce avem noi? Caramel macchiato. Pune-i capacul. De așa. Perfect. A plecat comanda. Și acum ăsta e stalkerul nostru, cred, sau? Mari, thanks. I will pay you back tomorrow. I-a făcut 500 sau ceva. Este unul din stalkerii noștri, asta-i să-i vedem. Văd că vine cineva de acolo. What? Iar mă, ăsta parcă l-am mai văzut undeva. Good thing we got off at a different place. Who knows, he might have done something to harm us. Cred că fetele astea grijorate de tipul din magazin. Un latte, 370 de ieni. Nu-mi permit. Am noroc data viitoare, plătesc restul. Ia! Yeah. Asta e ăla de-i plăcea de noi. E un samaritan bun și asta face, mi-a spus tatăl meu să fac. Vrea să-l ajute să-i dea bani sau? Ai văzut fantome? Nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă în jocul ăsta. Despre ce a fost asta? Nu știu. Stresul sărăciei, săracul băiat, înțelegi? A făcut o glumă că e sărac el băiatul și că e și sărac. Vreau un vanilla latte. Bă, sărind din ghețane cu ăștia. Vanilla latte. Deci un latte și un vanilla latte. Coffee plus steamed milk. Coffee. Și lapte de ăsta făcut așa. Bun. Bun. Stai că am uitat capacul. Și un vanilla latte. Cred că vanilla latte e cu un de la sirop de vanilie, ok. Sirop, sirop, sirop de vanilie. Hai mă. Ok. Soy milk. Sirop de vanilie. Care era? Asta era. Cu niște de la așa. Pune capacul peste. Gata. Suntem bine, ia. Omul meu a plecat, ălălalt a rămas în magazin din ce am văzut. Îl văd acolo, uite. Bă, ăla nu e capul lui. Trebuie să curăț mesele. Here we go. Wait. Mă, ăla n-a rămas în magazin? Mă crezi că e capul lui... Ninja? What the... Și de ce a lăsat ușa deschisă, gen? 2, 1, jumpscare. Sau de ceva. Nu știam că avem drive-thru. Ceva se aude, ceva e neregul, ascultă-mă. Ok, dude. Ok. Tocmai ce am fost pe acolo nu era nimeni.
E cam creepy, imaginez că ești singur în magazin și stă un așa și se uită la cameră. Ok, vin la tine, hai. Cred că are să sunăm polit, nici nu știu ce... Ce-a plecat. Text înfricoșător. Ziua în care ne-am întâlnit pentru prima oară. Da, la Chiras. În magazinul nostru. Ea mi-a zâmbit ca o floare. Doar gândindu-mă la ea mă face să mă simt mai bine. Îmi bate inima. Nu m-am simțit niciodată așa. Sunt curios dacă și ea pune zâmbete. If she is putting a smile on everyone. Dacă face oamenii să zâmbească. Cum îmi face mie. Gen, dacă noi facem alte persoane să zâmbească, cum l-am făcut și pe el să zâmbească. Dar că el zâmbește că e îndrăgostit de noi sau ceva? Deci... Da, avem un stalker, boys, și chiar nu am idee ce am putea să-i facem. Oh, cred că am mai trecut o lună sau nu știu ce sunt cifrele astea. 12-5. What? Asta e perspectiva stalkerului, mă. Acum am înțeles eu. Uite, are niște poze puse pe un perete de ăla sau ce? Stăm noi jos? Mănâncă banane? Habar n-am, probabil e o boală mentală sau nu dau seama de ce ai face așa ceva. Însă, noi suntem oprim aici. Dacă vă interesează și finalul, putem să facem continuare, presupun. Nu mai e foarte mult din joc, mai sunt vreo 20 de minute, 30. Dar, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. În data viitoare, po!